Dragi copii și dragă Cristi Brancu, a venit asistentul și prietenul vostru. Începe! Tudor întreabă, copii răspund! Bun venit, dragi prieteni! Bun venit! Astăzi avem un copil de-a dreptul special. El este David Dobrincu. Este dacă-l chem. Bună! Bună, David! Mulțumesc pentru invitație. Haideți, domnul Tudor. Salut, Tudor. Hai, ridică-te. Ridică-te, ridică-te. Așa. Mulțumesc. Wow, cadou. Mulțumesc. Avem și noi un cadou mai târziu. Ce tare, doamnelor și domnilor. David, bine ai venit. Tu bine ai mai fost la noi la emisiune. Mă bucur foarte mult. Te rog să iei loc. Tudor, ce părere ai de faptul de David și ce crezi că ar trebui să aflăm de la el? Păi, în primul rând, dacă voi acasă nu știți, el a fost actor într-un film de depresie și... Împreună cu Maya Morgenstern, e adevărat? Da, corect, corect. Ce știi despre depresie? Voi juca într-un film, nu am jucat încă, dar abia aștept să înceapă filmările. Ce știi despre depresie? Ce este mai, depresia? Greu de zis ce este depresia, dar cred că este atunci când ești izolat ca într-o bulă și, nu știu, nu te mai înțelegi cu tine, te simți neprețuit și nu mai vezi partea bună a lucrurilor. Ai fost vreodată așa? Nu pot să zic că am fost chiar așa, dar trebuie să dau ceva din casă. Mi-amintesc că atunci când eram mică îmi doream o jucărie, cred, nu mai știu sigur, foarte scumpă și nu mai cred că era chiar de vârsta mea. Și am întrebat pe părinți dacă pot să o iau. Mi-a spus că nu. Și eram foarte trist, m-am încuiat la mine în cameră și am zis că nu mai vreau să mai trăiesc, să te ce mai răzi, părință, o să intru în depresie. Și atunci când am ieșit din cameră, mama mi-a propus ca să-mi treacă depresia asta, ca să zic așa, să încerc să nu mai folosesc o mână pentru ceva vreme. Și dacă îmi continuă depresia aceasta, atunci să mai folosesc un picior ca să-mi dau seama cât de norocos sunt. Și chiar mi-am dat seama cât de norocos sunt, că am două mâini, două picioare și sunt perfect sănătos. Foarte frumoasă poveste, David. Mulțumesc și, mult. Și cum se numește acest film? O secundă, se va numi filmul și voi avea onoarea să joc alături de marea doamna cinematografie românești, doamna Maya Morgenstern, iar părinții mei din film vor fi doamna Monica Davidescu și domnul George Hosu. Foarte frumos. Bun prieten și doamna Morgenstern și Monica Davidescu ai emisiunii noastre. Ce mai aflăm, Tudor? David, cât de mult înnoți într-o săptămână? Cel mai mult înnot sâmbătă și duminică, ocazional în cursul săptămânii, pentru că de obicei atunci am cele mai multe activități. Mai am și sâmbătă și duminică, doar că fac de dimineață înnotul. De dimineață, câte două ore chiar. Acum vorbiți între voi ca de la fan de not la fan de not, nu? Da. Am înțeles că și Tudor face diverse activități sportive. E adevărat. Avem aici, îl vedem pe David. Iată, doamnelor și domnilor, avem wow! Și o asemenea imagine. David când a învățat să nuate. Exact așa eram eu. Exact așa eram și profesorul meu, n-am idee numele lui, m-a învățat să nuate. Exact să așa. Da. Exact, uite, aveai și da, tu. Dar exact. Unde ai învățat să nuați? Am învățat să not cam de la vârsta de 4-5 ani, nu mai știu unde. Ah, luni, scuzați-mă. Unde? Deci nu mai sunt sigur, nu mai știu. Deci pot să mă lau că am învățat să not dinainte de a merge și de a vorbi. Și, și asta în prezent încă bine. Fac not și basket timp de aproape 2 ani. Bravo! Faci basket bine?
Nu pot să zic că joc chiar atât de bine, că nu fac de chiar atât de mult timp, dar da, îmi place foarte mult și mă distrez foarte mult la antrenamente. Foarte tare! Cum a fost să joci în filmul lui Shelley? Păi, mi-a plăcut foarte mult la filmări, am încercat să intru cât de bine am putut în pielea personajului meu, Rafael. Este un băiat sigur pe el, foarte cool și foarte gagicar. Și pot să zic că avem ceva în comun, în moment ce ne plac amândouă la fetele mai mature, să zic așa. Și trebuie să recunosc că Rafael este ceva mai cool și sigur pe el. Decât tine. Da, decât mine. Am înțeles. Foarte frumos, dar în ce sens? Uite, vezi, el spune că nu e sigur. Când simți tu că nu ești sigur pe tine? Tot, orice copil cred că are această chestie. Și tu, Dor, are momente în care este tare, dar momente în care se îndoiește. Nu zic că nu sunt, dar că este și mai și. E normal, David. Câți ani ai, David? Am 11 ani. Dumneavoastră faceți 11 pe 1 august, da? Da, hei! Hei, colegi de generație. Mai departe. Ce mai aflăm? Îți place vreo piesă a lui? Dacă da, poți să o cânti un pic? Nu ascult foarte mult Five Gang, asta nu înseamnă că apreciez munca lor. Ne-am înțeles bine la filmări și, nu, după cum am zis, nu știu nicio piesă de a lor. Da, doamnelor și domnilor, eu mi-aduc aminte un singur lucru, că la un moment dat Tudor a dat o petrecere acasă și toți colegii au căutat pe YouTube și băgau celebra piesă cu, care se numea? Sos industriale, sos de roșii în, sos de roșii în mătase, sos, că aveți niște... Acum niște improvizăm ce... pentru că, doamnelor și domnilor, lui, de fapt, după ce a ascultat piesa aia de 20 de ori, n-a mai vrut să o asculte niciodată. La 101 oară am zis, get this thing out of my head, get out of my life. Așa este. Am zis, eu am citit cu gura mea, get out of my life. Da, Tudor, uite-l pe David, care joacă și fotbal. Sunt foarte curios de unde a slot treaba noastră, sursele lui Tudor. Foarte frumos, deci ai făcut și fotbal, ești tare sportiv, nu? Da, sunt tare sportiv, am făcut de la 4-5 ani, de atunci am început cu partea sportivă și dacă aș lua un ordine ar fi în notul de la 4-5 luni, după cum am zis. Dar care îți place cel mai mult? Hai să facem în ordinea plăcerii. Păi toate îmi plac în același dar mod. Dar în special? Păi dacă nu mi-ar fi plăcut toate la fel de mult, nu le-aș mai fi făcut. Am înțeles. Da, domnul. Faci o groază de lucruri, dar ce vrei să fii când ești mare? Adică Tudor se referă la faptul că joci în filme, dansezi, exact. Sport. Faci fotbal, basket. Am făcut fotbal, la momentul fac basket și basket, în not, actor, cântăreț. Karate i-a făcut. Karate, înotător, dar ce vrei să fii când ești mare? Și am auzit că îți place să și gătești. Asta o să vedem. Da, asta e o pasiune secretă de-a mea. Dar chiar trebuie să vă zic ceva despre gătit-o, dacă vorbim despre asta acum. Mi-amintesc că îmi plăcea de o fată care era mai, cum să zic, pretențioasă. Așa. Și am înțeles că mama ei deține o școală de gătit, de bucătărie, ceva de genul. Și am vrut să mă apuc și eu de lecțiile de gătit, pentru că am înțeles că stă foarte mult pe acolo. Și am vrut să văd cum pot să o cuceresc. Așa că, după filmări, am întrebat-o pe mama dacă mă poate duce la cursurile de gătit. Și ea a fost, bineînțeles, foarte uimită. Și
mi-a spus că am deja un program foarte încărcat și nu cred că aș mai avea timp să le mai fac pe toate dacă mă apuc și de gătit și ar trebui să mă las de câteva activități. Da? Așa că n-a fost să fie, doar că dacă prin magie s-a uitat acum Alessia la noi, sper deci că îi place după de Alessia, emisiune... înțeles? Și ar vrea acum ca Alessia să vadă că el se apucă de gătit, nu crezi? Da, spera ca după emisiune să mă invite la limonadă, desigur, ca să ia și de la mine rețeta pe care o să o gătesc. Stai o secundă. Vorbind de gătit, vrei tu, eu am auzit din ce mi-ai zis că vrei să înveți să faci de mâncare. Ce zici? Începem de azi cu o pizza? Cu mare drag. Come along! Pot să-ți arăt totul. Doamnelor și domnilor, mai întâi prezentăm momentul. Ta-da! Ce vreau să vă anunț în acest moment? Candidatul nostru la concursul Prima Pizza VIP astăzi, după Tavi Clonda și Roxana Gaboriliescu, este chiar David Dobrincu. Iar Tudor va fi degustătorul finalul. Final. Am să fiu taste tester! Iupi! Da. Adică eu muncesc și tu mănânci. Da. Hai să faci, hai să schimbăm. Munciți voi și degust eu. Nu. Da, cine spală vasele? Da. Uite, abia căutăm ajutoare. Da, Iulian, hai să hai să explici lui David, cine câștigă la cine câștigă la piatră hârtie, foarte că o să-l ajută pe Iulian. Sigur. Piatră spală vasele. Foarte că șu. Da, te-am prins. Yeah. Tudor. Dar tot o să ajuți tu, pentru că acesta este scopul. Tudor, stai aici, că vreau până atunci să ne explice Iulian ce folosește el ca ingrediente ca să îl ajute pe David și după aia îl mai așteptăm pe David aici pentru David, întrebare. Spune și mie, ce ne-ar trebui ca să facem o cocă wow? Trei ingrediente de bază. Ne-ar trebui apă cu făină, cred, ca să facem coca, după aceea să punem pe foietaj sosul. Care este secretul ca să avem o cocă bună să crească? Ce trebuie să punem în ea? Păi secretul nu se zice. Cum adică? M-am jăgat. Uite, vom folosi o drojdie de foarte bună calitate, se cheamă secretul bunicii, chiar dacă este un secret o să-l spunem. Fără drojdie se poate face și un aluat fără drojdie, dar nu va crește. Noi astăzi vom face un aluat cu o drojdie de foarte bună calitate, o făină iar de bună calitate și mai avem acest minunăție care ne va ajuta, ne-l va face foarte, foarte repede. Eu fac aluatul, tu faci mozzarella, tu ornezi pizza ta, eu te ajut doar la întins, ok? Sigur, mulțumesc mult! Să trecem la treabă! Exact. David, mai vină două minute până când își așează lucrurile acolo, Iulia. Mai vină două minute, după care o să te invităm să cânti. Tudor abia așteaptă să te vadă. Deci eu am înțeles că voi doi aveți o pasiune, sau mă rog, ați făcut la un moment dat karate. Mai faci karate? Nu mai fac karate pentru că nu mai îmi permite timpul. M-am lăsat de ceva vreme. Dar dacă ziua n-ar fi avut doar 24 de ore, cu siguranță le-aș fi făcut pe toate, pe planul sportiv. Pentru că de asta le-și fac, am mai specificat, îmi plac mult. Da, eu aș vrea să vă întreb pe voi doi, uitându-mă așa, mie mi se pare că burta a început să-mi crească, aș vrea să aflu de la distinșii mei parteneri de platou, David și Tudor, cum vă mențineți, mă, așa subțiri? Că o să gătiți pizza azi. Tudor, tu cum te menții așa subțire? Ai fost mai grăsuț, acum ești manechin, ai greutatea ideală. Cum faci? Simplu. Sport în fiecare zi și mâncăm sănătos. Adevărat, avem nevoie de sport, la fel cum avem nevoie de mâncare, apă sau medicamente. Și cum am zis și tu, doar facem în fiecare zi sport. Da, noi o să mai aflăm și alte secrete de la David. Mai e vreo întrebare, Tudor, înainte să-l rugăm pe David să cânte? Păi așa este. Eu am săbit multe kilograme prin sport și mâncare sănătoasă. Adică pe bune. Eu am slăbit vreo 12 kilograme în jumătate de an.
Bravo! Felicitări! Da. Bun. Am înțeles că, practic, prin filmul ăsta tu ai fost într-o tabără și nu mai fusesești până atunci. Sau cum a fost? N-am mai fost până atunci. Ai fost cu Cezar Oatu. Ba da, am mai fost. Am fost în tabăra Fico Music Camp, dar din păcate am prins doar 2 zile, că am avut filmările pentru filmul Five Gang. Și m-am distrat foarte mult acolo. Am fost și am făcut diverse lucruri. Este o tabără de creație muzicală și de dezvoltare personală. Așa că intrați pe ficomusiccamp.ro și vă înscrieți, pentru că locurile sunt limitate. Și acum este marele lucru al emisiunii legat de episodul acesta de Tudor întreabă, copiii răspund. David, te invit la cântat. Da, da, vino după mine. Tudor te conduce la locul de cântat, doamnelor și domnilor, după cum vedeți, avem băieți serioși, știu ce au de făcut. De cântat. Tu știi ce trebuie să faci. Noroc! Mulțumesc mult! S-auzim! Waking up, 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 making love, 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 put it all on paper, laid on and on, just how we dreaming, you end up winning, waking up, 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 every day, 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 I will make my way, I'm trying to survive, another day, in this big crazy world, let my music show you what I'm really worth, waking up, up, up. I will make my way. I'm trying to survive another day. I've got all my life to live, and I've got all my life to give. I will I've got all my life to live, and I've got all my life to give. I will
Da, doamnelor și domnilor, acum am marea, marea plăcere să mă întâlnesc cu un personaj legendar. Până atunci însă, să văd dacă David s-a apucat de treabă. Trebuie să vedem dacă îl votați pe postarea special amenajată pe pagina exclusiv VIP cu Cristi Brancu, acolo unde la concursul Prima Pizza VIP se câștigă și cealaltă jumătate din cuptorul pe care îl vedeți în colțul din dreapta. Deci în dreapta lui David, în stânga ecranului, s-a văzut puțin un cuptor. Acela este, bravo, el este, stă la umbra unei camere, că acolo îi place să stea. Cristian, și o întrebare, de ce e tot timpul munca cea mai grea? Ai tu munca cea mai grea? Păi da, mă, vezi, dacă ai apărut, dacă ești așa tatuat, gelat, lumea te pune la treabă, înțelegi? Dacă erai și tu așa mai... erai o fată neajutorată, îți dai seama că toată lumea s-era să te ajute într-o parte sau alta, știi? Asta n-am înțeles într-o parte sau alta, dar e ok. Adică te ajuta în partea mâinilor să faci coca sau să pui ingredientele. David, ce faci? Cum ești? Cum se numește pizza ta? Ce vei găti? Se numește Diavola. Nu prea am voie să mănânc atât de mult pentru că este cam picantă. Așa. Dar tot am o curiozitate. Cine va spăla vasele? Cred că eu. Că am pierdut în fața lui Tudor. Și mi-amintesc vorbele domnului Andrei Orodici. Așa. Unde am filmat pentru un serial. Așa. Și în pauza de masă m-am așezat lângă el. Și am vrut să mă laud și eu cu YouTube-ul meu și cu videoclipurile mele. Și m-a laudat, mi-a spus foarte tare bine. Și mi-a spus să fac tot ceea ce fac din pasiune. Și uite pasiune, când dăm mozzarella aia. Câtă pasiune, stimați telespectatori. Foarte bine ți-a zis Andrei. Doamnelor și domnilor, o să fim la curent cu pizza candidatului David Dobrincu. Până atunci, intră alături de noi omul care a stat și în fața, și la mijloc, și în spatele unor succese extraordinare ale legendarei trupe Divertis. Doamnelor și domnilor, Doru Antonesi. Țin mai în stânga, trebuie să spunem o chestie de bucătărie ca să fie și pizza să aibă, ca să zic așa, locul bine meritat în emisiune, că toți suntem datori cu o mâncare porcească cumplit de calorioasă. Iulian, ce Dumnezeu faceți acolo? Facem trandafir din salamior. Trandafir din salam? Da. Doamne Dumnezeu. E de la Moldova. Da. E trandafir de la Moldova. Trandafir de la Moldova. Nu, te-aș iubi, dar nu știu vorba. Moldova a cucerit, dragă Doru, și aici largi părți. Omul este moldovean, soția mea este din Iași, băiatul meu este pe jumătate moldovean. Da, da. Deci Moldova, chiar a spus Toni o chestie, domne, că televiziunea fără Moldova ar fi un loc extrem de plictisitor. România, ole, 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 România, România. Depinde, batem. Stai liniștit. Mulțumim foarte mult, Costi Mocanu, Emil Grădinescu, de acolo, de unde va bate inima României mâine. Prin urmare, vă mulțumim foarte mult, mult succes, dragii mei. Mergem acum la bucătărie. Începe testarea pizzei realizate de David Dobrincu. Testerul oficial al acestei zile este Tudor Brancu. Înainte de pe vreau să fac și un anunț. Dacă doriți să gustați și voi această pizza, votați-mă. Așa. Pentru a putea să-mi deschid o pizzerie cu acest minunat cuptor și să fac delicatese. Minunat și minunatul bucătar, șef. Da, adică, alături de minunatul bucătar. Cuptorul ca și cuptorul, dar zic că mai contează și omul. Ai văzut contează cum e treaba? Contează cine mănuiește. Da. Tudor, te rog frumos, ia să vedem cum e treaba. Suntem cunoscători. E foarte bun. Dragilor, cred că am deschis o școală de bucătărie, de pizzare. Am deja doi clienți. Da, da. Vă băgați? Tu degustător sau și să faci pizza? Se mai gândește. Nu se poate concentra. E gustul prea bun. Bravo, băieți, stați acolo. Doamnelor și domnilor, 10 din 10. Talentat. Avem degustatorul care a dat ok-ul. Ok. Ce numărul să vă zic? 6 de la are echip. Nevoie de cuptor, vrea să înceapă o mică afacere, să începe cu pași mărunți. Votați-l și a cuptorul, ne apucăm de treabă. Exact. Votați cuptorul. Are un cadou pentru participantul la concurs, David. Nu putem să vorbim acum. Vite, realizați acum că au gura plină. Am și o vreze frumos să ai gura plină în timp ce vorbesc, dar uite, David, mulțumesc pentru mult. Tine.
Bravo! Sunt deja murdar, deci nu trebuie să mai Eu mai avem o fiță la cuptor, să nu uităm de ea, copii. Da? Copii mari, copii mici, doamnelor și domnilor. Mai avem, pizza asta a fost inventată de mine, pizza cu mozzarella și burrata. Doamne, Dumnezeule! Ia să vedem. Ia-l pe Tudor de acolo, dacă mai poți. Ia să vedem. Ia, brânză. Brânză, pentru iubitorii de brânză. Da. Deja colegii noștri, întreaga echipă, căruia îi mulțumim foarte mult pentru tot ceea ce face în fiecare zi, transpiră abundent la gândul că vine ceea ce... Mi-e și frică să ies din clădire, că voi fi împachetat ca la Bacău, dacă nu tai pizza asta. Bă, eu știam că la Vaslui se împachetează cel mai bine. Dar văd că și la Bacău începe. Dar bine, să fie cu executare la Vaslui. A? A meritat faptul că de că deja m-am ars. Da, doamnelor și domnilor, o plăcută ardere, cum s-ar putea spune. Da, doamnelor și domnilor, David, foarte bun. Tu mănânci pizza? Ocazional. Păi, ocazional, adică acum? Zic asta pentru că e mama aici. Hai să dăm și lui mami o felie din asta, hai. Da. Așa? Ai văzut cu trandafirul care l-ai făcut? Așa, David. Oana, mănânci o pizza? Oana? Nu. Da. Ai văzut? I-am dat lui mami o felie cu... Da. Doamnelor și domnilor, haideți să încheiem tot din acest studio. Până atunci însă, dacă tot e cu copii, Elena Ionescu a dat un... E lung interviu, așa că nu-l mai dăm acum. Bine. Nu mi-am dat seama, îl programasem, dar partea asta cu pizza, într-adevăr, ia mințile tuturor. Nici eu nu mai pot procesa așa cum se cuvine. Se mănâncă pizza în stil industrial lângă mine și eu trebuie să stau ca lemnul aici. Așadar, doamnelor și domnilor, mai avem încă 2 zile de concurs de cu pizza. O să vă rugăm să votați. E foarte important, alegeți și ingredientele cele mai bune. Ce după concursul ăsta de pizza să facem un concurs de sport, că ești jale în plată. Am avea nevoie. Da. Doamnelor și domnilor, ne ducem să mâncăm pizza, că oameni suntem și noi. Prin urmare, mâine la meci, luni la Exclusiv VIP, fiți cu România, numai la Prima TV. România! Frigetare! România! Deci se execute lovitura de colț. Jucătorii noștri sunt pe poziții. Centrare înaltă. Preluare pe piept Cove. Brancu e liber la ora 3. Pasă la Osmanović. Îl vede demarcat pe Zahman, care trimite spre careu. Dezbrăcatu prelungește cu capul. Un fel de forfec al lui Saizu și gol! Suporterii adevărați trăiesc meciul ca și cum ar fi pe teren. Toți jucăm când joacă România. Hai să ne întoarcem la echipa națională. Stanciu execută cornerul. Centrare. Mitriță se înalță și gol! Bucurie maximă în tribune și... Da, risipă de popcorn. Bravo, băieți! Toți suntem alături de echipa națională la debutul în UEFA Nations League.